Stațiunea Nisipurile de Aur este una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații de pe litoralul din Bulgaria, iar în topul preferințelor familiștilor se află hotelurile cu servicii all-inclusiv, cum este și acesta. In our hotel, first of all, the main facility, this is the water slides, the aqua park. We have 4+1 water slides, which are suitable for adults and children over 145 centimeters. It depends on the height. We have children pool. In the price also included free parking spot for next year. We will have a beach access, sunbeds and umbrellas on the beach, jacuzzi, sauna, they're also free of charge, the playground, inside indoor covered mini club for the kids, restaurant, a la carte part, 4 thematic dinners per week. We have Mediterranean barbecue, Bulgarian and Asian nights. And also, beside everything, we have coffee and water machines on each floor. 3 pools, one of the pool is covered, heated up to 29 degrees. So it depends on the weather, we offer all kinds of varieties for the stay of our tourists to leave them happy. The most important is the maximal occupancy, the room, the comfort that the clients got in their room. The mattresses are bigger than the standard hotel beds. We have 180 centimeters to 220 centimeters dimensions of the beds. The mattresses, the pillows are brandly new. And we have accommodation of 2 adults and 2 children in each room. And beside that, all the children activities that we provide, this is maybe the main point that the clients choose us, as most of our clients are families with kids. In high season, it depends. It varies a lot. It varies between 50 to 70 euro per person per night. It depends if the clients will make their reservations early in order to catch the discounts for early booking reservations, or if they make it on last minute and we have published some special offer for limited time, again they can afford to get really good price for our accommodation. Our recommendation is to book the hotel as early as possible. This is the period from September until January, until the end of January, that we announce the biggest discounts. Am ales să promovez acest hotel deoarece chiar din prima zi când am venit am fost primită foarte bine și am văzut că toți turiștii sunt primiți cum trebuie, curățenia în camere, dar pe primul loc am pus locurile de joacă pentru copii. Este un hotel care este binevenit pentru familiile cu copii. Piscine sunt supravegheate cu salvamari, colțuri de mâncare speciale pentru copii, unde sunt supravegheați și mai ales părinții se pot relaxa o oră, două, trei, departe de copiii lor, care, repet, se află în siguranță. Asta m-a convins să aleg acest hotel pentru a-l promova în România. Jumătate din capacitatea hotelului este ocupată de turiști din România. Ne axăm pe piața din România. Este la o distanță de 4 ore jumătate de România. Avem parcare gratuită, păzită. E foarte important de știut, vă lăsați lucrurile în siguranță, în mașină, nu se întâmplă absolut nimic și beneficiem de toate facilitățile posibile. Oricum, încercăm să îmbunătățim pe an ce trece hotelul nostru. Este un hotel extrem de ușor de promovat. În ce sens? Are all-inclusiv, dar un all-inclusiv care nu este specific bulgăresc, să spun așa. Este cu bucătărie mediteraneană în cea mai mare parte a timpului. Așa cum spuneam în timpul conferinței de presă, facilitățile hotelului sunt asemănătoare cu cele din Turcia, din Antalya, sau unde am fost de curând, în Israel. Și patronul hotelului este israelian și de aceea el a adus foarte mult toate aceste influențe mediteraneane în Bulgaria. Ceea ce
Nu cred că o să găsiți în Bulgaria la alte hoteluri și chiar nici în România. În România nu știu să fie un hotel de 4 stele unde să ai aquapark inclus în preț. Sau să ai parcare gratuită inclusă în preț. Ca prețuri, dacă stăm așa și ne gândim, raportul calitate-preț este mult mai bun în Bulgaria. Chiar de aici din Nisipuri, de exemplu, hotelul unde ne aflăm oferă gratuit pentru clienți tururi cu microbuzul și deplasări în Balcic și în Varna. Alte atracții ar mai fi și Cap Caliacra, este puțin mai la nord, este un loc spectaculos, o stâncă foarte înaltă care este mare, acolo sunt și ruinele unei cetăți, e un loc cu legende, este și un restaurant acolo, turistul poate să mănânce și să admire priveliștea mării și turiștii care au timp mai mult, care pot să-și rezerve o jumătate de zi sau o zi, pot să ajungă mai la sud, la Nesebar, pe care aș compara-o cu Sighișoara noastră. E practic Sighișoara lor de la mare. E un litoral mare, mai mare decât al nostru, de vreo 3 ori. Au un relief mai spectaculos, este drept, au acele dealuri, munți hercinici care dau mare. Marea este capătă un pic o altă culoare din acest motiv. Plajele sunt foarte bune și un atu al bulgarilor este că au multe hoteluri în regim all-inclusiv și chiar ultra-all-inclusiv. Și românii, o parte din turiștii români, caută astfel de hoteluri, mai ales familiștii. Sunt hoteluri și hoteluri în România, de exemplu, avem până în 30 de hoteluri care deja au trecut în regim de all-inclusiv și o să mai fie și anul viitor, o să se mai deschidă. Era o falsă legendă că românul nu vrea all-inclusiv în propria țară. Nu e adevărat, nu a încercat nimeni să facă asta, dar românii au pretenții la aceeași calitate și unele hoteluri din România oferă cam Bulgaria și unele mai puțin. Mă refer la diversitatea produselor și la orele de deschidere. De exemplu, în Bulgaria, barul, de unde poți să consumi o gamă întreagă de băuturi, de la răcoritoare la alcoolice, este deschis de la 10 dimineața la 11 noaptea. În România, de multe ori, la unele hoteluri se închide la 9, la 10 și o gamă mai puțin diversă de băuturi. Și bulgarii, la hotelurile de 4 stele all inclusiv, de 3 și 4 stele, nu oferă neapărat băuturi internaționale, dar au o gamă largă de băuturi și produse locale. Pe de altă parte, dacă noi avem spre 30 de hoteluri în regim all inclusiv, în Bulgaria sunt sute. Deci cam acestea ar fi diferențele și e greu să comparăm. Repet, și noi avem câteva hoteluri destul de bune, comparabile cu cele bune din Bulgaria, în regim all inclusiv.